Guvernul a mărit alocația de hrană în spitale. Aceasta urmând să varieze între 10 și 19 lei pe zi. Cele mai mari tarife le au bolnavii cu TBC și HIV-SIDA. Cuantumurile alocațiilor pentru hrana din spitale au rămas neschimbate din aprilie 2008. Executivul a aprobat în ședința de miercuri 14 septembrie mărirea alocației de hrană în spitale. Purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Suceava, doctorul Mihai Ardeleanu, a menționat în cadrul unei conferințe de presă susținută miercuri 21 septembrie că există 19 regimuri alimentare la nivelul spitalului, hrana pacienților fiind diversificată în ideea ca aceștia să nu mai primească mâncare de acasă, întrucât la nivelul secțiilor nu există condiții foarte sigure de rezervare a hranei. După cum știți, noi am acționat la nivelul hranei bolnavilor după hotărârea 429 din aprilie 2008, în care erau fixate acele alocații de hrană. Acum, într-o ședință de guvern, s-a publicat pe internet miercuri 14 septembrie, s-au mărit alocațiile de hrană de la sumele cunoscute dinainte, au ajuns și la 19 lei. Bineînțeles, cele mai mari tarife le au bolnavii cu TBC și HIV-SIDA, bolnavii cu hepatită și neoplazici, bolnavii cu diabet, bolnavii arși, care vor avea tarifele, alocațiile cele mai mari de hrană. Și aici am anticipat o întrebare, impactul bugetar va fi de 2.400.000 de roni pe an, 2 miliarde de lei vechi pe lună. Aceasta este suma pe care o va aloca spitalul. Tot din fondurile proprii ale spitalului. Și m-am informat și în ceea ce privește regimurile alimentare. De exemplu, regimul comun cuprinde 2100 de calorii. Regimul diabetului, diabeticilor, cuprinde 2800 de calorii. Regimul medicului de gardă cuprinde 2900 de calorii pe zi. Deci, regimul medicului de gardă este un regim ușor îmbunătățit față de regimul de diabet. Sunt mai multe regimuri, 19 regimuri la nivelul spitalului. Aceste regimuri sunt compuse de către un dietetician, care este încadrat la noi, și care, practic, organizează în fiecare zi. Deci, se încearcă o alimentație ceva mai diversificată și mai îmbunătățită, astfel încât dorința este ca pacienții să nu primească mâncare de acasă, pentru că nu există la nivelul secțiilor organizate condiții foarte sigure de rezervare a hranei.